Bun găsit! Mă doare capul. O replică atât de des întâlnită, încât a ajuns să ni se pară o normalitate. Neurologul Răzvan Radu ne ajută să înțelegem astăzi ce ascund de fapt aceste dureri de cap. Tot acum vedem și când e cazul să mergem la medic, dar și cum putem trata migrenele. Domnule doctor, ce ascunde o durere de cap? Până la urmă, cu toții avem o durere de cap. De la una, de la alta, la serviciu, de stres, acasă, când știm că este o problemă? Trebuie să înțelegem că sunt două tipuri de dureri de cap. Și asta trebuie să o împărțim de la început. Sunt dureri de cap, le numim noi primare. Pur și simplu ne doare capul și nu ascunde nimic în spate. E o boală primară. Sunt oameni pe care îi doare capul. De exemplu, pacienți care au migrene. Cel mai caracteristic sunt dureri de cap primare. Și sunt dureri de cap secundare. Ne doare capul pentru că s-a întâmplat ceva la nivelul capului. De exemplu, avem o infecție la cap. În momentul acela avem febră, avem alte semne de infecție și din cauza asta ne doare capul. Sau ne doare capul pentru că avem o sângerare la cap. Sau ne doare capul pentru că de fapt avem o masea care este inflamată, care ne doare și durerea de la masea ajunge să meargă la cap. Pe de altă parte sunt durerile de cap care apar zilnic, după cum spuneți, pe care nu ne le explicăm. De ce ne doare capul? Ei bine, trebuie să ne investigăm în momentul în care durerea de cap pe care noi o avem se schimbă. Adică dacă pe tine te doare capul din adolescență, pe o parte a capului, pulsează de obicei, nu-ți place lumina, vrei să stai la liniște, te culci, eventual simți nevoia de a vomita și ulterior ești mai bine, cel mai probabil că ai o migrenă. Migrena care de 5-10 ani e la fel, pe o jumătate a capului, nu se schimbă ca și intensitate, nu prea pune probleme și trebuie tratată ca atare. Bineînțeles că adică să trăim cu ea. La un doctor să găsești un tratament. Problema principală a acestor pacienți vin frecvent la noi în gardă cu migrene. Migrena nu e o patologie de gardă, decât în momentul în care este foarte puternică. Apoi sunt pacienții care au o durere nouă de cap. Orice durere nouă de cap care apare, durează o săptămână, nu trece cu nimic sau trece, dar e acolo, ar trebui investigat. Pentru că nu știi ce ascunde. Se dezvoltă o tumoră cerebrală, e altă boală, e o infecție la debut, n-ai de unde să știi, trebuie să o investighezi. Deci ce e nou? Apoi sunt pacienții care au durere de cap însoțită de alte semne neurologice, le denumim. Amețesc și au durere de cap nou apărută și ei ar trebui să se investigheze. Și mai e o categorie mare de pacienți despre care trebuie să vorbim astăzi, acea durere de cap de stres despre care ziceam. Da, exact. Adică eu sunt bine în mare parte a timpului, mai ales în weekend, sâmbătă și duminica, dar luni și marți, pentru că mă enervez la serviciu, pe la ora 5 după amiaza, și simt oarecare presiune care nu mă lasă. Ei bine, aceasta este o durere, o noi tensională, e o durere de fapt de stres. Și acești pacienți ar trebui să meargă să vadă un neurolog, pentru că dacă te doare odată capul pe săptămână, așa, după amiaza, după ora 5, când n-ar fi o ești problemă. Obosit și nu mai vrei să stai la servici, n-ar fi o problemă. În schimb, când ne doare cronic capul în acest mod, există din nou tratamente de prevenție pentru această durere de cap, pentru a îți fi mai bine ție în timpul. Să ni se îmbunătățească calitatea vieții. Și pe mine m-a durut capul și nu e absolut nicio plăcere. Adică aș da orice ca să nu mă mai doară, să pot să-mi văd de treaba mea și să mă bucur de fiecare zi. Și până la urmă, când vorbim de migrene, există prevenție? E ereditar sau? E ereditar, e o boală ereditară, undeva la 17% din oameni au migrenă, adică e o patologie frecventă. Mai ales dacă mama ta a avut migrenă, este foarte posibil să ai și tu. Există tratament, nu poți să previi boală. Există, în schimb, o grămadă de tratamente momentan ca să previi atacurile de migrenă, să previi să te doară capul. Ele sunt justificate în momentul în care ai, să zicem așa, peste 10 dureri de cap pe lună în funcție și de intensitatea lor, pentru că trebuie să iei niște pastile zilnic pentru o durată de cel puțin 6 luni de zile ca să nu te mai doară capul și vei avea o reducere a durerilor de cap. Nu putem eradica totul, dar vom avea o reducere de până la, să zicem așa, peste 50% din dureri, peste 60% din dureri, ceea ce e mult, iar durata lor să fie foarte scurtă.
se poate transforma în ceva mai grav? Există complicații? Nu, migrena este migrenă. În schimb, ea este asociată la anumiți pacienți cu un risc crescut de accident vascular cerebral, fiind o patologie care e... Durerea de cap de migrenă apare din cauza afectării vaselor cerebrale și a vaselor cerebrale. Și atunci, la anumiți pacienți, este asociată cu un risc mai crescut de accident vascular cerebral și de aia cumva ar trebui tratată și ar trebui investigată. Măcar o dată, să vezi despre ce e vorba. Mulțumim mult pentru aceste recomandări. Cu mare plăcere. Ne revedem și mâine, să sperăm că fără dureri de cap.